Este anchetă internă în cadrul Poliției Capitalei după ce un agent a ratat o urgență întrucât avea programare la un salon de cosmetică în timpul serviciului. Bărbatul se programase la pensat, așa că nu a mai mers în misiune. Ulterior, acesta a mințit că nu a fost la salon, însă cosmeticiana l-a dat pe gol. Cu toate detaliile despre acest subiect vine chiar acum colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV, în direct prin telefon alături de noi. Lili, te rog, ce informații suplimentare ai și ce riscă ofițerul? Bun găsit, incidentul s-a fi petrecut pe data de 21 ianuarie, asta după ce o echipă mixtă formată din polițistul respectiv și un jandarm ar fi ratat o urgență ca urmare a faptului că polițistul nu a mai participat la misiune întrucât avea programare la un salon de frumusețe pentru a se pensa. Ulterior, șefii acestuia au aflat despre incident și l-au pus să întocmească un raport în care a mințit că nu ar fi fost în ziua respectivă la cosmetică. În urma verificărilor însă, cosmeticiana a declarat că într-adevăr l-a pensat pe polițistul respectiv, de asemenea și jandarmul cu care ar fi făcut o echipă comună a spus că acesta nu s-a prezentat la urgența respectivă. Așadar, s-a deschis o anchetă în cazul polițistului care este în cadrul secției 23. Deocamdată, acesta nu a fost sancționat, însă riscă avertisment verbal sau scris, diminuarea salariului pentru o perioadă determinată sau chiar poate fi dat afară din poliție dacă se constată că acesta a încălcat grav regulamentul sau că nu se afla la prima abatere de acest gen.